30 de lucrări de acuarelă și pictură în ulei ce aparțin artistului din Republica Moldova vă așteaptă începând cu 19 martie să le admirați pe simesele Galeriei Artis. Evenimentul se desfășoară sub patronajul Consiliului Județean Olt și Muzeului Județean. Lucrările vor putea fi admirate de către slătineni timp de 3 săptămâni. În data de 19 martie va organiza la Slatina o expoziție de pictură a unuia dintre cei mai importanți artiști plastici români ai momentului. Este vorba de Vitalie Butescu, un artist plastic care a mai venit la Slatina. Am reușit să organizăm împreună cu domnia sa o expoziție la Cercul Militar în luna februarie, o expoziție care a cuprins aproape 80 de lucrări de diferite genuri artistice. Finalul lunii va aduce și terminarea lucrărilor noului corp de clădire cu destinație administrativă. Acest lucru presupune preluarea spațiilor expoziționale și organizarea acestora. În această lună, întreg colectiv al Muzeului Județean Olt se axează cumva și pe ceea ce înseamnă pregătirea pentru trecerea în perioada de primăvară. Asta înseamnă foarte mare atenție la ce înseamnă păstrarea patrimoniului în depozite și nu în ultimul rând implicarea în ceea ce înseamnă lucrările de restaurare și modernizare a Muzeului Județean Olt. Dacă respectăm calendarul stabilit, la finele lunii martie, investiția realizată de către Consiliul Județean Olt la Muzeul Județean Olt va trebui finalizată. Pentru Muzeul Județean, aceste evenimente reprezintă o continuare firească a activităților culturale cu care ne-au obișnuit până acum, dar și o permanentă aducere a minte a celor care au contribuit la transformarea Slatinei într-un veritabil centru cultural.